În numele Domnului Iisus, deschidem programul licuricilor cu imnul Așa de bun. Bun, îți mulțumim, Doamne, pentru această zi minunată. Îți mulțumim că am putut veni în locașul Tău de închinare și Te rugăm să fii cu noi pe parcursul acestui program. În numele Lui Iisus Te-am rugat. Amin. Danemarca, magazinul mâinilor voioase. Centrele de influență sunt concepute pentru a ajunge la oameni oriunde s-ar afla. Multe astfel de centre se concentrează pe a învăța pe oameni despre principiile sănătății și bunăstării. Îndrumare după terminarea școlii, învățarea unei limbi străine și chiar oferirea de dușuri pentru persoanele fără adăpost. Un centru unic se distinge în Copenhaga, capitala Danemarcei. În inima orașului se află un magazin second hand numit Magazinul Mâinilor Voioase. Magazinele second hand sunt populare în orașele mari, dar acest magazin oferă mai mult decât articole folositoare. Oferă oportunitatea de a-ți face noi prieteni și de a vorbi despre principii spirituale cu cei care intră în acest spațiu. Textele biblice afișate pe pereți declanșează conversații cu clienții și îi pot determina să pună întrebări profunde pe care nu se simt confortabil să îi le pună unui preot. Într-o zonă în care religia se luptă să supraviețuiască, voluntarii din magazinul Mâinilor Voioase se amestecă printre oameni,
le împlinesc nevoile, le câștigă încrederea și îl prezintă pe Iisus. Ceea ce ar trebui să facem toți. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Frații diaconi sunt rugați să strângă darurile și zecimile. Tată, sunt și bun care ești în ceruri, venim înaintea ta, Doamne, în primul rând să ne aducem inimile noastre și mulțumirea noastră pentru grija care o ai față de noi, pentru faptul că acum suntem în locașul tău cel sfânt de închinare. Vrem de asemenea, Doamne, să îți mulțumim pentru darurile și zecimile care au fost strânse și vrem să te rugăm pentru darurile și pentru aceste zecimi să fie folosite acolo unde tu știi că este cea mai mare nevoie de ele. De asemenea, Doamne, vrem să te rugăm pentru călăuzirea ta, să avem chibzuință, în a folosi și partea pe care o avem acasă. Binecuvântează-ne, te rugăm și fii alături de noi. Amin. Pacea Domnului. Dorim să vă spunem cu toții licurici și instructor de licurici, un bun venit la programul de ziua licuricilor, intitulat cu tema Anului schimbă lumea ta. Aceasta a fost tema întregului an licurici, an care încă nu s-a terminat. Dacă la noi în comunitate întâlnirile au luat sfârșit, sâmbăta trecută, din păcate sau din fericire, așa este copii, anul încă nu s-a încheiat. Mai urmează Camporea și tabăra din vară. Două momente foarte așteptate de copii. Așa că vă invităm să ne ascultați cu drag, sperăm, și să aveți un timp plăcut împreună cu noi. Thank you.
Anul acesta am avut un an foarte productiv și foarte plin de activități, după cum puteți vedea în mini-expoziția cu lucrările pe care le-au făcut copiii de-a lungul anului licuricesc, să spun așa. În minutele care vor urma, o să vă arătăm, să împărtășim cu dumneavoastră câteva imagini din toate întâlnirile pe care le-am avut anul acesta. Am avut așa 10 întâlniri cu licuricii. Am avut convenția instructorilor la Moeciu în toamnă. Am avut în această primăvară festivalul de licurici la Liceul Teologic Adventist. Am avut 2 programe în afara bisericii, la Asociația Ridică-te și umblă și la Biserica de la Jilava. Și am avut 2 programe în biserică, unul la începutul anului și unul cel de astăzi. Urmează tabăra din vară și camporea, care va fi în iunie. Sperăm să vă placă ce veți vedea și să vă bucurați împreună cu noi. Este programul de la începutul anului. A fost un program cu licuricii și exploratorii, după cum ați putut citi. Au plecat câțiva licurici la Explo. Aici este prima întâlnire organizată de noi. Am făcut un joc cu niște ghemotoace de hârtie în care copiii, ele reprezentau păcatele și copiii și le aruncau unii altora. O activitate cu nisip, foarte apreciată de copii. Tema a fost rugăciunea la această întâlnire. Am învățat apoi despre ascultare și încredere. Este o poză cu tot grupul care am fost în convenția de la Moeciu. Am avut specializări florile, tehnica șervețelului și un decor pentru Crăciun. Aici a fost o întâlnire specială. Am pregătit un dar pentru cei de la Ridică-te și umblă. Am colorat niște hârtii cu creioane cerate, apoi am pus vopsea și copiii au scrijelit cu textul pe care îl vedeți. Aici am vorbit despre igiena orală și despre cum pot să am grijă de corpul meu. Am învățat cum să ne spălăm corect pe dinți. Aici este întâlnirea de la Ridică-te și umblă, unde le-am oferit darul pregătit de copii cu 2 luni în urmă. Să știți că au fost foarte impresionați oamenii de acolo, a fost o mare bucurie pentru ei, unii plângeau de bucurie, pentru că nu prea primesc vizite. Aici este la Jilava, după amiază, și ne-au pregătit o masă copioasă la sfârșitul programului. Aici a făcut Maria un experiment foarte apreciat de copii cu densități diferite ale apei și se așeza în straturi. Ideea a fost de fiecare este unic și diferit. Aici activitatea practică pe care o puteți vedea și la panou. Aici am avut invitat pe fratele pastor și Corina,
copiii au fost foarte încântați de bunătățile pregătite împreună cu Corina. Aici festivalul de licurici din aprilie. Am avut și doi nou sosiți. La întâlnirea aceasta am aflat împreună care sunt calitățile unui prieten și am făcut copacul prieteniei. Aceasta a fost o altă întâlnire despre familie și cum membrii familiei au grijă unii de alții. Iar o activitate frumoasă pe care copiii și-au pus poză cu familia. Iar întâlnirea aceasta a fost sâmbăta trecută. Am avut o activitate foarte apreciată de copii. Coșulețe din rulouri de hârtie. Mulțumim tuturor pentru susținere. Pacea Domnului, ne bucurăm că astăzi putem să fim împreună cu dumneavoastră. În cadrul acestui program, ne dorim să vă prezentăm o mică parte din ceea ce facem la întâlnirile noastre. În cadrul întâlnirilor noastre, facem și experimente cu aplicații spirituale, în funcție de tema pe care o avem în ziua respectivă. Întâlnirile noastre sunt structurate în patru mari teme principale. Acestea sunt Dumnezeul meu, persoana mea, familia mea și lumea mea. Copilașii la fiecare întâlnire, așa cum ați observat în prezentarea făcută de Corina, învață lucruri deosebite despre aceste domenii. Pentru astăzi am pregătit un experiment pentru dumneavoastră cu tema acestui program. Acest experiment va fi prezentat de Dragoș. Pacea Domnului! Tema programului este Schimbă lumea ta. Aș dori astăzi să vă vorbesc despre Pavel. Dumnezeu l-a chemat pe Pavel să facă o mare lucrare.
Pe vremea când a trăit Pavel, erau atât de multe persoane care auziseră despre moartea și învierea lui Iisus. Erau atât de multe persoane care nu știau că Iisus a plătit prețul păcatelor lor. Dumnezeu l-a trimis pe Pavel într-o călătorie ca să împartă veștile bune. Dumnezeu i-a dat lui Pavel tot ce îi trebuia ca să meargă să le spună veștile bune. În experimentul nostru veți vedea ceva miraculos. Haideți să vedem. Vom avea nevoie de ulei. Ok. Apă, colorant alimentar și pastile efervescente. Repede, dar acum ne dorim să fie văzut de toată biserica, de aceea am folosit un vas mai mare și și durează un pic mai mult. Vom pune apă. Colorant alimentar. După cum vedeți, uleiul s-a separat de apă și acum vom pune câteva picături de colorant alimentar. Și urmează pastilele efervescente. Așa. Și acum să vedem ce se întâmplă. Vedeți? Cana noastră arăta destul de borcanul, arăta destul de obișnuit până să punem pastilele efervescente. Dar odată ce le-am pus înăuntru, lucrurile chiar au început să se pună în mișcare. Pavel era un om obișnuit, exact ca și noi, dar Dumnezeu a făcut ceva miraculos în Pavel. I-a dat lui Pavel credință ca să creadă în el. De asemenea, i-a dat lui Pavel și Duhul Sfânt. Apoi Pavel a putut să meargă în multe locuri ca să spună vestea bună despre Iisus. Duhul Sfânt lucrează prin cuvântul lui Dumnezeu să facă ca lucruri minunate să se întâmple. Pavel a reușit să schimbe lumea sa. Acum este rândul nostru. Dumnezeu ne cheamă, așa cum l-a chemat și pe Pavel, să schimbăm lumea noastră. Tot ce trebuie să facem este să avem credință în Dumnezeu și în Duhul Sfânt. Yeah.
În luna aprilie a trebuit să ne pregătim pentru festivalul licuricilor. Și bineînțeles, la un festival nu te poți prezenta nepregătit. Împreună cu părinții și licuricii am muncit pentru a pregăti două lucruri, două activități pentru acest festival. Una dintre activități a fost un filmuleț pentru care am filmat într-o duminică. Mulțumim părinților încă o dată pentru susținere și colaborare. Și vom prezenta în minutele ce urmează filmulețul cu care ne-am prezentat la festival. Filmări făcute împreună cu copiii, iar după vom intona la clopoței cântecelul tot prezentat cu care ne-am prezentat la festival. Băieții de la tehnic vor afișa. Dumnezeu în fiecare zi. Așa era Enoch în lumea veche, ca doi prieteni, divergind pereche. Și într-o zi, călătorind mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu. Dumnezeu în fiecare zi, să fim și noi în lumea de țărână, la pieptul Lui, să fim cu El de mână. Și într-o zi, umblând așa, mereu, să ne trezim în cer cu Dumnezeu.
Probabil ați văzut o mică schimbare la ținuta noastră a licuricilor. Și mă refer la cravate. De data aceasta, unii din noi purtăm cravata bordo. Și vă întrebați poate de ce. Încerc să vă explic așa în două, trei cuvinte. Programul de licurici a luat naștere în 2000, în anul 2000, în România. A fost preluat la nivel de la conferința generală și a dus în Muntenia. Atunci s-a luat hotărârea să mergem pe cravatele portocalii. Însă programul acesta de licurici s-a extins foarte mult în România, a ajuns și la celelalte conferințe și cravata bordo, fiind la nivel internațional, am înțeles și noi Muntenia să ne aliniem cu toate celelalte conferințe și cu conferința generală. Așa că astăzi vom încerca să schimbăm și cravatele portocalii și verzi care au mai rămas și să ajungem să fim uniți și să fim toții în aceeași nuanță. Așa că îl invit pe Dragoș aici în față și pe Annelies și la fel și pe colega noastră, Nicoleta, pentru a le pune cravata bordo. În următorul moment, vreau să vă zic că fiecare an la licurici se pune o amprentă pe sufletul copiilor noștri. Cresc atât din punct de vedere fizic, psihic, dar și în mod special spiritual. Îl cunosc pe Domnul Iisus într-un mod unic. După cum știți, copilașii noștri încep cu fiecare an, are o anumită specializare. Încep de la vârsta de 5 ani cu mieluții, apoi castorii, la 6 ani, la 7 ani sunt albinuțele, la 8 ani avem raza de soare, la 10 ani avem constructorii și ultimul an, la 11 ani, mâini harnice. Iar anul acesta, acum în vara aceasta, avem 3 copilași care merg departe, fac un salt spre exploratori și îi chem în față pe Dragoș, pe David și pe Luca. Sunt cei 3 copilași care vor merge mai departe, fac următorul pas în următoarea etapă, exploratorii. Și vreau să vă zic că în comunitatea noastră avem 2 instructori de exploratori, pe Gabi și pe Corina și, dragilor, cu ei veți merge mult mai departe și veți întâmpina noi provocări și veți învăța lucruri frumoase și vă veți dezvolta într-un mod armonios. Noi, instructorii, vă dorim să fiți la fel de jucăuși, la fel de doritori în a învăța lucruri frumoase. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să aibă grijă de voi. Vrem împreună cu Corina să spunem copiilor bine ați venit la Explo. Primiți un călduros bun venit în grupa noastră. Pentru următorii 4 ani vom avea multe de învățat, multe de experimentat, multe de trăit. Vreau în mod simbolic să vă fac un cadou de bun venit, o busolă. Cred că ați auzit de ea. Vă rog. Cei mai mari, inclusiv cei de la Explo, chiar sabatul trecut am învățat cum se folosește. Deci,
am gândit la o busolă. Părinții vă cunosc foarte bine și acum sunteți în perioada în care căutați repere. Sunteți în perioada în care vreți să fiți ca X sau ca Y. Aș vrea să cred și vreau împreună cu Corina să facem tot ce putem la Explo ca aceste activități să vă fie o busolă în viață, să vă fie un ghid și să fie o valoare în creșterea voastră, în biserică și și în viața dumneavoastră personală, acasă, în familie, cu frații, la școală, să fiți un exemplu și cei din jurul vostru să vadă că aveți valori sănătoase. Vă spun bine ați venit încă o dată și de-abia aștept să ne vedem. Mulțumim! Și chiar dacă nu le vedeți, să știți că noi avem cravată la gât, da? Avem cravate galbene, chiar dacă nu le vedeți. Da. Putem lua loc. Înainte să ne despărțim de acest moment, aș vrea pregăti pentru copilași un mic interviu, câteva întrebări. Vedem, eu știu, cu ce au rămas sau ce anume și cum au trăit ei pe parcursul anului de licurici și cu ce au rămas ei în cap și experiențe și informații. Dragilor, aș vrea, nu voi numi, haideți să vedem cine ar putea să-mi spună ce v-a plăcut vouă cel mai mult la licurici, la activitățile și la întâlnirile de licurici. Cine ar vrea să răspundă? Ia vino! Și imediat și tu. Pacea Domnului! Am emoții că aici și mulțumesc instructorul pentru toate amintirile pe care le-am petrecut cu îl rog pe Dumnezeu să le dea binecuvântarea necesară și le mulțumesc pentru amintiri și ce mi-a plăcut mie în toate aceste ani a fost a fost jocurile și experimentele pe care instructorii le-au descoperit și mi le-au arătat într-un mod atât de frumos. Mi-a plăcut să fiu să fac parte din acest grup de licurici. Acum voi trece la explorator și le mulțumesc celor care m-au susținut, le mulțumesc părinților mei pentru susținere și le mulțumesc și instructorilor că ne-au condus până la un nivel care să ne bucurăm și să ne bucurăm de faptul că avem un Dumnezeu care ne păzește. Amin, David. Mulțumim mult, mulțumim. Mai e cineva care ar vrea să ne spună? Ce v-a plăcut vouă cel mai mult în anul de licurici? Pacea Domnului! Le mulțumesc instructoarelor pentru că ne-au ajutat să ajungem până în acest moment și părinților noștri. Ne-a plăcut să învățăm din Biblie și experimentele și jocurile pe care le-am făcut împreună cu instructoarele noastre și cu prietenii noștri. Sper să ne revedem în curând, dar sper să ajungem cu bine mai departe și să aveți grijă de voi. Amin. Amin. Mulțumim mult, Luca. O ultimă întrebare, dragilor, pentru că motoul de anul acesta a fost Schimbă lumea ta, am o întrebare exact pe lucrul acesta. Ce lecție ați învățat voi sau cu ce lecție ați rămas voi și pentru a vă ajuta să schimbați lumea din jurul vostru? Să schimbați ceva acasă, la școală? Cine ar putea să-mi răspundă? Să știți că ei nu se așteptau la întrebări, așa că le dăm un moment de gândire. Deci, ce lecție? Cu ce lecție am rămas ca să putem schimba lumea din jurul nostru? Levi? Bun.
chiar la ultima întâlnire. Ce ați învățat? Vă mai aduceți aminte? O lecție de la ultima întâlnire. Roxy, ți-aduce aminte? Am învățat despre coșuri. Să protejăm planeta, pământul pe care noi locuim. Mulțumim mult! Au emoții, să știți! Da, cam acesta a fost interviul. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să aibă grijă de ei și nouă ca părinți să ne dea înțelepciune să-i putem crește cum este mai bine. Amin! De la întâlnirile de licurici, nu lipsesc devoționalele. Întotdeauna începem cu un devoțional, care poate să fie o povestioară, o lecție pe care o putem învăța și vrem să vă oferim și dumneavoastră un scurt devoțional în felul licuricesc. Și o să-i rog pe copii să mă ajute puțin. Am ales astăzi pentru voi copii un creion. Cum vi se pare creionul acesta? Colorat, adică e un negru, spune. Dar e un creion obișnuit, așa-i? N-are nimic deosebit. Nu e din aur, nu e din argint, e un simplu creion. Am înțeles. Ce ziceți voi? Dacă eu l-aș lua și l-aș lăsa în penarul meu, ar fi bun de ceva? De ce? Nu, dacă l-aș uita acolo în penar și nu l-aș folosi niciodată. De ce anume are nevoie creionul acesta ca să poată să scrie până la urmă? De o? No. Înainte. De o mână. Deci are nevoie creionul acesta să fie într-o mână. El poate să fie ascuțit, dar dacă nu e într-o mână... E, vedeți voi, dragii mei, așa sunteți voi, ca un creion în mâna lui Dumnezeu. Și cu cât stați acolo mai bine, cu atât o să scrieți și voi mai frumos. Însă poți să fii în mâna cuiva și în mâna lui Dumnezeu, spunem noi, dar să nu fii cum? Nu, să nu fie ascuțit. Și e nevoie de o ascuțitoare. Ei, vedeți, în experiența aceasta a noastră, a voastră, a dumneavoastră, sunt anumite lucruri care sunt ca o ascuțitoare. Poate că uneori la școală sau la grădină sau în viața dumneavoastră de zi cu zi sunt provocări, sunt încercări care sunt dureroase. Nu cred că e ușor creionului să se lase ascuțit. Cum nici nouă nu ne este de multe ori ușor să ne lăsăm provocați și încercați. Dar este nevoie de aceste încercări ca să scriem frumos, nu-i așa? Însă, creionul acesta obișnuit mai are ceva. Ce anume? Are o radieră, da? O gumă de șters. Pentru că, vedeți voi, nu vi s-a întâmplat de multe ori să scrieți și să greșiți? Și atunci, spune David, și atunci ce bun a fost guma aceasta, pentru că te-a ajutat să ce? Să ștergi și să corectezi. Da? Ei, așa se întâmplă de multe ori și cu noi.
facem greșeli, păcătuim, tot felul de lucruri. Dar dacă venim înaintea lui Dumnezeu și ne cerem iertare, ce se întâmplă? El ne iartă și devenim din nou curați, nu-i așa? Însă, vi s-a întâmplat vreodată ca creionul cu care scriați să nu scrie chiar așa frumos? Vedeți, orice creion îl vei folosi va lăsa o urmă, nu-i așa? Dar noi, licuricii, nu vrem să lăsăm orice fel de urmă. Vrem să lăsăm o urmă pe care alții să poată să meargă, nu-i așa? Ei, vedeți, dragilor, poate vă întrebați ce este cu aceste două globuri aici. Poate să-mi spună ceva, cineva din sală ceva despre aceste două globuri pe care le vedeți? Cum vi se par? Spune Thais. Mai tare. Unul mai sănătos și altul mai nesănătos. Mhm. Altcineva? Spune David. Unul este poluat, altul este curat, da? Dragoș. Sunt diferite, clar sunt diferite. Le vede toată lumea că sunt diferite, da? Spune Dragoș. Ok. Ia spuneți-mi voi, dacă ar fi să alegeți, spre care v-ați îndrepta dintre cele două? Acela, nu-i așa? Dar uite, eu mai observ ceva. Uitați-vă la felul în care stau. Care vi se pare că are mai multă greutate? Acesta. Vedeți? Orice faptă nepotrivită este ca păcatul care apasă. Orice urmă pe care o lăsați și care nu este potrivită face ca păcatul să apese și să fie mai greu. Ce credeți voi că s-ar întâmpla dacă am adăuga fapte bune, lucruri frumoase, un comportament adecvat, plăcut înaintea lui Dumnezeu? Dacă am pune fiecare dintre voi, dacă ar pune o mânuță acolo, ce credeți că s-ar întâmpla cu acela? Ar fi cu siguranță mai greu. Și vedeți, lucrul acesta putem să-l facem fiecare dintre noi. Aici poate este vorba despre protejarea planetei, să trăim pe un pământ mai curat, mai sănătos. Dar planeta aceasta este populată cu oameni. Și cele mai importante lucruri dintre oameni sunt relațiile. Fiecare dintre voi, dragii mei, că sunteți la grădi, că sunteți la școală, că sunteți la serviciu, avem fiecare o influență asupra celorlalți. Și eu vă doresc și doresc tuturor ca această influență să fie cea mai bună și înălțătoare pentru Dumnezeu. Amin. Programul nostru din această dimineață a luat sfârșit. Dar nu dorim să închidem înainte să aducem mulțumiri. Eu, în mod special, aș dori, în primul rând, să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea pe care ne-a oferit-o, nouă ca și instructori, să mulțumesc întregii mele echipe cu care colaborez în departamentul de licurici, să le mulțumesc copiilor, pentru că fără ei nu am putea avea un club de licurici. Să le mulțumesc părinților care își dedică timp să-i aducă la cluburile de licurici. Dorim să mulțumim întreaga echipă de licurici, comunității Belu, pentru susținere, în mod special financiară, de care, bineînțeles, nu am putea să realizăm tot ceea ce am realizat. Dorim să mulțumim și fratelui pastor pentru încurajare, chiar dacă nu este prezent, știm că se va uita la reluare. Și dorim să vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne primiți cu programe și că ne acceptați așa cum suntem. Câteodată mai cuminți, alteori mai jucăuși, mai voioși, așa este, copii? Le mulțumim și noi, da? Mâna sus, cine dorește să mulțumească tuturor? Vă mulțumim și vă dorim în continuare un sabat binecuvântat. Da, ca semn de mulțumire,
mulțumesc fetelor care mi-au adus aminte, m-au luat și pe mine emoțiile. Ca semn de mulțumire, avem un mic dar din partea licuricilor pentru dumneavoastră. Cu o mențiune, este un magnețel pe familie. Din aceeași familie am dorit să nu luați mai multe persoane, câte doi magneței, ca să fim siguri că ajung la fiecare dintre dumneavoastră. Magneței sunt... ok, sunt la frații diaconi. Vroiam să vă arăt cam cum arată. Veți vedea și vă mulțumim frumos! Cam așa arată magnețelul, da? Deci îl veți pune pe frigider ca o amintire pentru acest an. Domnului Iisus, închinem programul de licurici cu imnul Aș vrea să fiu.
Tată Ceresc, îți mulțumim pentru că ne-ai ajutat să cântăm totul bine și frumos și îți mulțumim pentru că ne-ai păzit până acum. Păzește-ne în continuare și ajută-ne să fim niște copii loiali și iubitori ai tăi. Amin. Amin.